Încheiem în mod oficial ciclul sărbătorilor de iarnă din acest an și ne pregătim ușor, ușor pentru toate celelalte sărbători care vor urma, pentru că se știe, nouă ne place să găsim motive de sărbătoare cât mai des cu putință, iar următoarea lună, luna februarie, știm că este considerată a fi luna dragostei. Avem acest 14 februarie, ziua Sfântului Valentin, evident că pe 24 februarie sărbătorim și Dragobetele, varianta mai autentică sau mai românească a sărbătorii dedicată iubirii și de ce nu să ne gândim de pe acum la cadourile pe care le putem face persoanelor dragi cu aceste frumoase ocazii. Un lucru sau un obiect pe care să putem să-l confecționăm noi singure și pe care să-l dăruim celor din jur este întotdeauna o idee bună, iar eu acum mă îndrept în scenă pentru ca să vă fac cunoștință cu cineva care este foarte și foarte priceput la acest capitol. Este vorba despre Mariana Mitrofan, care este meșter handmade. Dragă Mariana, bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit din nou. Am o deosebită plăcere să vă revăd în platou la emisiunea Cine vine la noi. Și în ultimul rând vreau să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi, să fiți binecuvântați de Domnul și să aveți tot ce vă doriți. Mulțumim tare mult, Mariana, pentru aceste urări frumoase. Mulțumim pentru că ne urmărești și pentru că nici astăzi n-ai venit la noi cu mâna goală. Noi am vrut să înțelegem ce putem să facem ca să surprindem persoana noastră iubită sau să ne decorăm casa, de ce nu, într-un mod autentic și original cu ocazia sărbătorilor care urmează să vină. Așa că te rog să ne spui la ce te-ai gândit să pregătești astăzi pentru noi. Eu astăzi o să pregătesc o căsuță din turtă dulce, decorată, pentru sărbătoarea dragostei, care urmează să vină. Așa. Care se face, eu consider, pentru mine foarte ușor. Pentru tine, da. Dar arătăm toți pașii cum urmează să facem căsuța. Așadar, Mariana o să fie alături de noi pe parcursul întregii emisiuni. O să înceapă lucrul în scurt timp și abia aștept să vedem ce reușești să faci într-o oră și jumătate. Cam reușesc. Așa. Reușești, n-am nicio îndoială. De ce avem nevoie, Mariana? Hai să o luăm așa pe rând. Care sunt ingredientele principale? O căsuță din tortă dulce, ca să o facem, trebuie puțin timp, cam o durată de vreo 3 zile. Pregătim aluatul și trebuie să fie minim 6 ore la frigider. Cel mai important, aluatul se pregătește din zahăr, unt, ouă, miere. Ingredientele cele mai principale, cred că fiecare își permite să pregătească o căsuță. După asta, noi pregătim, eu am anumite șabloane care eu lucrez cu ele, am comandat de la un meșter, okay, la fel, handmade, și cu ele mă conduc foarte, foarte ușor, lucrez. Ca să faci formele. Ca să fac formele, da. Apoi, după asta, eu fac bezeaua aceasta, care la fel, pentru mine este foarte, foarte ușor și decorez totul într-un mic timp. Am înțeles. Eu la sărbători am pregătit foarte multe căsuțe, sărbătorile de iarnă. Probabil la 100 de căsuțe am pregătit. Wow! Deci a fost într-un timp record, 2 săptămâni. Mm-hmm. Uite, Mariana, chiar acum vedem și imagini cu lucrările tale și cu ce ai reușit să faci în această perioadă. Cam în cât timp? Bine, pe lângă cele 3 zile pentru a pregăti și a pune la punct aluatul, turta dulce, cam cât îți ia să asamblezi o asemenea căsuță? Punem așa 24 de ore. Reușesc să o pregătesc în totalitate. Deja știind etapele care cum merg, eu la sărbători foarte multe mămici am ajutat, care s-au adresat la mine, le-am rețeta cum să face pas cu pas, am arătat tot, să poată pregăti o căsuță din turtă dulce. Foarte mulți au venit cu mulțumire, să mulțumească că s-a primit, iată cum s-a primit. E bine, anul viitor să primească mai și bine. Și mai bine, așa. Corect. Ce dimensiuni au de regulă căsuțele pe care le faci? Dacă se întâmplă să te aventurezi și să faci și ceva mai mare, mai spectaculos, de dimensiuni mai mari? Cea mai mare căsuță a fost pe un platou, așa, peste 50 de centimetri, am lucrat la ea 2 nopți. Am pictat manual foarte mult, am 2 fetițe, 2 prințese care să nu-mi sară ajutor, eu lucrez noaptea. Și am lucrat 2 nopți la ele. Am înțeles. Și la decorat,
la decorațiuni, ce folosești? Zahăr pudru și albuș de ou. Eu cred că la fel fiecare poate să-și permită un albuș de ou și 250 grame de zahăr pudră. Și îl mixăm totul la un timp, 5-7 minute durează mixarea. Folosești și colorant? Sau... Folosesc și colorant, am magazin specializat care procur asemenea de decorațiuni drăguțe. Și de acolo mă aprovizionez cu cutii, cu tot necesarul. Și modelul sau, da, modelul, culorile, cum le alegi? De unde te inspiri? La început foarte mult mă inspiram pe internet. Cam așa s-ar putea de făcut. Dar acum mă gândesc singură. Ar fi frumos așa ce-ar plăcea consumatorilor. Perfect. Și... Îmi dau seama că odată cu anii și odată cu experiența se dezvoltă cumva și imaginația și da, reușești să lucrezi mult mai repede, mult mai cursiv și fără prea multe impedimente. Și vreau să menționez faptul că ai adus pentru noi și un cadou special. Iată, pot să vadă și telespectatorii cu ce ai venit astăzi la noi. Explică-ne tu, Mariana. Am venit cu niște turtițe pregătite de mine, cine vine la noi. Îți mulțumim tare mult. Așa, acesta o să fie, da, e cadoul nostru. Pregătite cu mari emoții, în timp de noapte, asta a fost fugitiv. Eu am aflat că vin la emisiune și de pe jur am pregătit turtițele. Îți mulțumim foarte mult, să știi că o să le lăsăm acolo. Da, asta era următoarea mea întrebare. Eu, iarăși, mă gândesc că atunci când ceva arată atât de bine și atât de colorat, nu prea-ți vine, știi, să strici dita mai creația ca să o mănânci. Să mănânci, da. E posibil. Din căsuțe nu prea îndrăznesc eu să gust, mă doare un pic. Nu, asta zic, e dar din turtițe, se cu poate. Plăcere. Ne-am înțeles. O să gustăm neapărat din ce ne-ai adus. În cât timp se poate păstra o asemenea căsuță din turtă dulce? 6 luni. Și după 6 luni, cam ce se întâmplă? Vreți o mâncați? Nu. Aha. Doriți, nu o mâncați. Pur și simplu, ea se pune anumite ingrediente, condimente, care se păstrează termenul de valabilitate, anume imbirul. Imbirul păstrează îndelung turtița dulce. Aha, deci tu pui și ghimbir în... Și ghimbir. Și scurțișoară. Am înțeles. Ce aromat trebuie să fie? Gustos. Perfect. O păstrăm mai la întuneric, mai la... În loc închis. Într-o caserolă, dacă sunt turtițe, de exemplu. Dar eu căsuțele le pregătesc pe moment. Săptămâna aceasta pregătesc, trebuie să le realizez. Am înțeles. Mariana, nu-mi rămâne decât să-ți urez spor la muncă. Mersi mult. Abia aștept să vedem rezultatul final. Și eu. Și acum mă îndrept către Mariana, care văd că a fost foarte harnică și a reușit să-și definitiveze lucrarea. Mariana, explică-ne ce ai făcut până acum și la ce etapă ești acum. De fapt, bun, la ce etapă? E clar că ți-ai încheiat Am decorat lucrarea. Căsuța și acum urmează să se usuce tot, apoi începem a asambla. Am înțeles. Deci așa arată o căsuță decorată cu ocazia Sfântului Valentin. Nu știu dacă se vede, o să încercăm să arătăm, să facem așa ca să se vadă și la cameră. Eu mă bucur că tu ai ales din nou să pui, să ne pui pe noi în centrul atenției și să menționezi numele emisiunii noastre. Deci nu ți-a luat foarte mult timp. Nu. Păi, sunt obișnuită deja. Este o plăcere să le pregătesc. Ai suficientă experiență. Ce ai folosit? Hai să recapitulăm ingredientele. Avem ingredientul de bază, care este turta dulce. Da. Și pentru bezea am folosit un albuș de ou la 250 grame de zahăr. Mixăm 5-7 minute la viteză maximă. Asta e tot. Apoi, câte o picătură de apă, faci consistența dorită și adaugi colorantul necesar, după dorință. Așa. Tu ce ai ales să... În ce mod ai ales să decorezi căsuța astăzi? La mine tot e legat de dragoste. Da, mă dinimioare, numai roz. Roz, totul e roz.
Perfect. Deci, o idee bună pentru un, pentru un cadou de ziua îndrăgostiților. Super, da. Mariana, ce îți mai propui să faci pentru 2022? Și dacă, pe lângă aceste căsuțe de turtă dulce, mai confecționezi și alte lucruri, mai faci și alte lucruri handmade? Da, pregătesc și torte diferite, neobișnuite la fel. Turtițele astea e ca... Eu te-am mai întrebat despre acest aspect, dar mi se pare unul important să vorbim despre modul în care înveți să faci aceste lucruri. Tu ai învățat de una singură. Am învățat rețelele de socializare. Mă uit, cineva îmi place, adaug de acolo, de aici și mă conformez. Perfect. Noi ne bucurăm că ai reușit să ajungi și la noi în această seară. Deci acum urmează etapa... finală. Asamblarea. Asamblarea tot. Deci ar trebui să mai revenim o dată la tine să vedem cum va arăta. Dar asta trebuie final. Timp. Asta trebuie să... timp, așa. Din cauza aceasta am adus să vedeți cum arată o căsuță asamblată. Am înțeles. Fiindcă ea trebuie minim 7-8 ore ca să se usuce. Tu ne spuneai, îmi amintesc acum. Mulțumim tare mult, Mariana, încă o dată. Și pentru mulțumim. Această sursă de inspirație și îți doresc să ai parte de un februarie, de o lună februarie plină de dragoste. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc pentru invitație. Apropo, urmează să pregătesc căsuțe și pentru mame, pentru 8 martie. A, vine și luna martie, da. Da. Deci... Eu vă mulțumesc din suflet pentru onorare, pentru invitația dumneavoastră în acest platou minunat. Am multe emoții. Și sper să ne mai revedem. Da, spune-mi. Foarte relaxat. Bine. Da? Mersi mult. Perfect. Îmi pare bine, Mariana. Da, îți mulțumim încă o dată tare mult și cu siguranță ne mai revedem.